În aceste zile de sărbătoare, pentru cei care n-ați fost aici joi și vineri, vreau să vă spun ceva despre masa aceasta, pentru că ea nu este aici doar ca să susțină florile. Pentru că florile puteau fi puse direct pe gresia care este sub acest gazon. Dar în acest an, simbolul sărbătorii a fost o masă în diferite ipostaze. Joi seara a fost o masă de cina Domnului. A fost o masă cu vasele puține și cu hrana sărăcăcioasă în aparență, a împărtășaniei date de Domnul Iisus ucenicilor. Apoi, vineri seara, aici nu era gazon, ci era un nisip, un pământ de deșert, de pustiu, iar pe masa aceasta a fost un miel viu, care vorbea despre mielul lui Dumnezeu care a venit să ridice păcatul lumii. Dar după momentul răstignirii a venit învierea și florile acestea vorbesc despre niște haine cu care vor fi îmbrăcați credincioșii, mireasa lui Hristos. Pentru că istoria mesei nu se termină aici. Suntem invitați la banchetul nunții fiului de împărat, a mielului care a fost înjunghiat. Și suntem invitați nu ca niște oaspeți de rând, ci ca fiecare dintre noi să împlinim acea taină mare despre care vorbește Apostolul Pavel, și anume de a fi mireasa lui Hristos. Și nu știm ce înseamnă asta. Vom înțelege atunci. E un timp de informări, momentul acesta. Dar cea mai mare informare care s-a dus pe pământul acesta a fost atunci când îngerii au venit și au zis: de ce căutați pe cel viu între cei morți? A înviat. Citim în această dimineață cuvintele Evanghelistului Ioan de la capitolul 16 cu 32 la capitolul 17 cu 8. Iată că vine ceasul și a și venit când veți fi risipiți fiecare la ale lui și pe mine mă veți lăsa singur. Dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu mine. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăsniți, eu am biruit lumea. După ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis: Tată, a sosit ceasul. Proslăvește pe Fiul tău ca și Fiul tău să te proslăvească pe tine, după cum i-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viața veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai tăi erau și tu mi-ai dat și i-au păzuit cuvântul tău. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat tu vine de la tine, căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu. Ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu m-ai trimis. Amin. Vă rog să luați loc. Tragedia cea mai mare a omului este să fie singur și fără ajutor. Oamenii cei mai disperați sunt cei pe care nu-i caută nimeni. Oamenii cei mai disperați sunt cei care suferă și nimănui nu-i pasă. Problema este că, din pricina lipsei mângâietorilor, oamenii varsă lacrimi. Domnul Iisus, înainte de a pleca de pe pământ, a zis:
veți fi risipiți fiecare la ale Lui. Apoi spune, v-am spus aceste lucruri și anume că Tatăl este cu mine ca să aveți pace în mine. Apoi o realitate care însoțește ființa umană pe pământ. În lume veți avea necazuri, dar există o invitație, o invitație la îndrăzneală. Dar îndrăzniți, spune El, eu am biruit lumea. După ce a vorbit astfel, a început Domnul să se roage. Pentru că pacea din inima noastră nu depinde de eforturile noastre, ci de puterea aceluia care este Prințul și Domnul păcii. Biruința în lumea aceasta, găsirea sensului, înțelegerea vieții veșnice, nu este o problemă de înțelepciune pe care o avem și nu vine nici în rezultat, ca un rezultat al eforturilor noastre, ci totul stă în această afirmație a Domnului Iisus: eu am biruit lumea, am biruit un sistem al păcatului și al morții. Și ce altceva poate certifica această biruință mai mult decât învierea Lui dintre cei morți? Tată, a sosit ceasul. Ceasul să plece din lumea aceasta, să fie înălțat cu gloria pe care o avea înainte de întemeierea lumii. A venit aici ca să-L prostăvească pe Tatăl, ca să dea viața veșnică tuturor acelora pe care Tatăl i-a dat Lui în grijă. Și viața veșnică este aceasta: să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu. A avea viața veșnică înseamnă a-L avea pe Hristos în noi, care este învierea și viața. Apoi Domnul Iisus continuă și spune, te-am prostăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Orice om care trăiește pe pământ nu-și irosește viața dacă face lucrarea lui Dumnezeu. Și mulți nici nu știu ce înseamnă aceasta. Dar trăirea noastră pentru aici și acum, nu în slujba stăpânului, este o viață irosită. A-L onora pe Dumnezeu, a-I înălța numele, a-L ridica înaintea tuturor, se face prin a asculta de porunca Lui și a împlini lucrarea pe care ne-a dat-o. Te-am prostăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Și acum, Tată, prostăvește-mă la Tine însuți cu slava pe care o aveam înainte de a fi lumea. Și acum Domnul Iisus, de fapt versetele 6 la 8 sunt versetele pe care le avem în reflector în această dimineață. Să înțelegem în ce a constat împlinirea lucrării pe care i-a dat-o Tatăl. I-ai dat putere peste orice făptură ca să dea viața veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat Tu. Lucrarea Domnului Iisus este să dea viața veșnică tuturor acelora pe care Tatăl îi dă în grija lui Hristos. Cât de comune sunt aceste cuvinte pentru voi? Cât de apropiate? Cât vă pătrund aceste cuvinte? Sau cât sunt de ascunse, de neînțelese? Cum adică? Lucrarea Domnului Iisus să dea viața veșnică, este să dea viața veșnică tuturor celor pe care Tatăl i-a dat. Problema mântuirii. Este o problemă a lui Dumnezeu Tatăl. El a hotărât să ne considere și să ne facă sfinți și fără prihană înaintea Lui. Și ca acest lucru să fie posibil, Iisus a venit să facă această lucrare, să aducă viață veșnică
să o aducă în noi. Iar Duhul lui Dumnezeu este Cel care, trimis de Hristos, locuiește în ființele noastre și ne asistă în această lucrare de mântuire a lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat Domnului Iisus această misiune, să ne aducă viața veșnică și să ne-o dea. Se spune că pe ușa unei biserici era un anunț și scria cam așa: ședința de vindecare, de rugăciune pentru vindecarea bolnavilor, din această seară se suspendă pentru că vindecătorul este bolnav. Asemenea acestui anunț ar fi și lucrarea Domnului Iisus, dacă n-ar fi înviat din morți. Cum ar suna: eu am venit să vă dau viața veșnică, eu sunt învierea și viața. Cum ar suna aceste cuvinte: eu îl voi învia în ziua de apoi, dacă el ar fi rămas în groapă? Învierea sa este garanția că promisiunile lui sunt adevărate. Problema este dacă ne interesează, dacă ne lăsăm inima copleșită de aceste lucruri și aceste realități. Cum se face lucrul acesta? În ce fel această viață ajunge la noi? Cum ajungem în grațiile Tatălui ca Iisus să ne poată da această viață? Pentru că fiecare dintre noi trebuie să ne împăcăm cu Tatăl, ca apoi Tatăl, după ce ne-am împăcat, să ne dea Fiului, să zic: ai grijă de El. În misiunea sa pe pământ, în raportul de activitate pe care îl dă în rugăciune, Domnul Iisus răspunde la aceste întrebări. Iată în ce a constat lucrarea sa. Iată cum l-a glorificat pe Tatăl. Iată modul în care a dat viața veșnică celor primiți de la Tatăl. Am făcut cunoscut numele Tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai Tăi erau și Tu mi-ai dat. Ei au păzit cuvântul Tău. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat Tu vine de la Tine. Căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat Tu. Eu le-am primit, ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieșit și au crezut că Tu m-ai trimis. Pentru ei mă rog. Nu mă rog pentru lume, ci pentru aceea pe care mi-ai dat Tu, pentru că sunt ai Tăi. Tot ce este al meu este al Tău și ce este al Tău este al meu. Și eu sunt proslăvit în ei. Fără această rugăciune a Domnului Iisus, n-ar fi fost nimeni din lumea aceasta mântuit. Dar când Fiul lui Dumnezeu se roagă, fiecare cuvânt al Lui este ascultat de Tatăl, pentru că El nu cere nimic din ceea ce nu trebuie să ceară. Și El nu se roagă pentru nimeni pentru care nu trebuie să se roage. El cunoaște toate lucrurile desăvârșit. Noi ne rugăm pentru toți oamenii și suntem invitați să facem lucrul acesta. Dar El zice: pentru ei mă rog, pentru cei pe care mi-ai dat din lume. Nu mă rog pentru lume. Dar totuși și aceștia sunt din lume. Pentru ca să avem viața veșnică, Iisus a făcut mai întâi cunoscut numele Tatălui unor oameni din lume pe care Tatăl i-a dat în grijă. A venit într-un perimetru al existenței umane în care toți erau parte a lumii. Și când zicem lume, ne gândim în acest context particular, în această conotație a cuvântului, la oamenii de pe pământ, oamenii care sunt sub puterea Satanei, oamenii care sunt păcătoși, oamenii care n-au viața veșnică în ei, oamenii care nu l-au pe Hristos, oamenii care nu s-au împăcat cu Tatăl. Existența lumii și existența lui Dumnezeu sunt în două lumi paralele, care nu se pot atinge una pe cealaltă decât în măsura în care lumea lui Dumnezeu ia inițiativa să atingă lumea noastră. De aceea a venit Domnul Iisus să ni-L prezinte pe Tatăl, pentru că noi n-avem cum să-L vedem, nici cu telescopul, nici cu calcule matematice nu ajungem la El.
Avem anumite indicii din lumea din jurul nostru, din ordinea care în jurul nostru, dar nu putem să-L cunoaștem decât să constatăm și să zicem, da, armonia din jurul nostru, universul acesta trebuie să fie opera cuiva. Dar aceasta ne dă doar câteva elemente legate de El, dar nu-L cunoaștem. De aceea a venit de acolo, din acea lume pe care noi nu putem atinge cu simțurile noastre, a venit Fiul lui Dumnezeu și a venit ca să ne dea viața veșnică, a venit să ne aducă din lume în perimetrul binecuvântării Tatălui. Și ca să se întâmple lucrul acesta, pentru că viața veșnică înseamnă să-L cunoaștem pe Dumnezeu, a venit să ne facă cunoștință cu Tatăl. Toți oamenii din lume sunt lipsiți de mântuire, toți avem nevoie de El, toți trebuie să învățăm din cuvintele acestea, să ne verificăm dacă suntem din cei pe care Tatăl i-a dat în grija lui Hristos pentru a trăi veșnicia împreună cu El încă de aici. Cunoașterea lui Dumnezeu este esențială pentru mântuirea noastră. Ieremia, profetul, zice, așa vorbește Domnul. Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui, ci cel ce se laudă. Și acest fel de laudă este smerire, de fapt, înaintea lui Dumnezeu. Să se laude că are pricepere și că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ, căci în acestea găsesc plăcere eu, zice Domnul. Imaginea pe care o avem despre Dumnezeu este determinantă în relația noastră cu El. În pilda în care vorbește Domnul Iisus despre împărțirea averii stăpânului, care a dat-o slujitorilor lui, de fapt este vorba acolo despre Domnul care ne încredințează nouă din averea lui. A venit unul dintre cei care a primit și el o parte din această avere și a zis, Doamne, ia-ți înapoi ce mi-ai dat, pentru că știu că ești aspru, iei de unde n-ai pus și vânturi de unde n-ai semănat. Și mi-a fost frică de tine. Această imagine distorsionată a lui Dumnezeu a adus asupra acelui rob judecata. Te voi judeca după cuvintele tale, i-a zis stăpânul, adică după imaginea care a avut-o despre mine. Dumnezeu nu este așa, nu este rău, nu face lucruri nepermise și neîngăduite și imorale. El este Cel care face milă, care face judecată și dreptate pe pământ. Pentru că aceasta este plăcerea pe care îl are sufletul lui. Domnul Iisus l-a făcut cunoscut pe Tatăl prin viața sa, prin modelul său, prin prezența sa pe pământ. Și el afirmă și spune, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum să-L vedem pe Dumnezeu care este Duh, într-o lume paralelă de aceasta, intangibilă din lumea noastră materială, într-un singur mod? Cineva de acolo, din acea lume, a luat dimensiuni omenești materiale. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. A venit să ne facă cunoscut. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurului Fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Domnul Iisus, prin modelul Său, ne descrie caracterul Tatălui. Dar ne descrie caracterul Tatălui și trăiește înaintea noastră cu bunătatea lui Dumnezeu, îndurându-se de oameni, făcând bine, vindecând bolnavi, înviind morți, eliberând oameni de draci, apropiindu-se de necazurile lor. Dar nu numai că a trăit în mijlocul lor ca o pildă desăvârșită, nu numai că ne-a arătat tot ceea ce se poate vedea în materie despre cum este Dumnezeu, dar El a venit cu un mesaj foarte precis. Nu doar faptele Lui au vorbit, nu doar acțiunile Lui, ci acțiunile au fost modelate și au fost sintetizate în cuvinte foarte clare, pentru că cel mai clar mesaj de comunicare este cuvântul. Am auzit că într-un loc, la un moment dat, se rugau pentru o fetiță bolnavă și la un moment dat unul din adunare a avut o viziune și a zis, s-a ridicat și a zis,
Fetița se va face bine, se va vindeca. Și după câteva minute au intrat mesagerii și au spus că fetița a murit. De fapt, ce a văzut el în viziunea lui? A văzut-o pe fetiță îmbrăcată în mireasă. Și a zis, dacă e în mireasă, se va mărita. Dar toată lumea știe că o fetiță bolnavă în mireasă înseamnă moarte. A fost o interpretare greșită a mesajului primit. Dacă până și prorocia care ne dă Dumnezeu, trebuie să fim atenți cum o interpretăm. Toate limbajele au limitele lor, de aceea nici măcar vorbirea Domnului Iisus n-a rămas singulară, ci a fost însoțită de cuvintele pe care le-a primit de la Tatăl. Le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat Tu. Domnul Iisus l-a descris pe Tatăl prin caracterul și comportamentul Său, prin bunătatea, dragostea, îngăduința față de oameni, prin minunile pe care le-a făcut. Dar a venit și cu un mesaj de la Tatăl. Și nu a spus nici măcar un cuvânt pe care să nu-l fi primit de la Tatăl. Noi toți greșim în cuvântările noastre. Toți avem scăpări. Niciunul dintre noi nu deținem adevărul la cotele Lui absolute. Noi credem că cunoaștem adevărul pentru că îl cunoaștem pe Hristos. Dar îl cunoaștem în diferite măsuri și percepțiile noastre pot fi distorsionate. De aceea Tatăl l-a trimis pe Iisus cu niște cuvinte care ni le-a adus. Toate cuvintele sunt primite de la Tatăl pe care Domnul Iisus ne le-a adus, ca să înțelegem cum este El și ce așteaptă El de la noi. Cum se face procesul trecerii din lume în atenția Tatălui? Este evident că Iisus vorbește despre două categorii de oameni, cei din lume, care aparțin lumii, și cei pe care îi are în grijă El, pe care Tatăl îi iubește. Auziți cât de acută este mântuirea noastră și cât de importantă este lucrarea Domnului Iisus. Și Apostolul Pavel vorbește despre urgența acestei salvări. El s-a dat pe Sine însuși pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest viac rău după voia Dumnezeului nostru și Tatăl. Să ne smulgă! Așa cum florile acestea au fost smulse din locul în care au crescut și aduse aici. Dar florile acestea au fost smulse spre nenorocirea lor, că se vor usca. Pe când pe noi Dumnezeu ne smulge din moarte, din acest viac, din lume, după voia Dumnezeului nostru și Tatăl, cum putem trece de sub condamnare la bucuria relației cu El? Domnul Iisus spune ceva înainte de textul pe care l-am citit, este relatat în aceeași Evanghelie, în capitolul 14. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Peste puțină vreme, lumea nu mă va mai vedea. Adică, din punct de vedere fizic, nu voi mai fi aici. Fariseii și preoții cei mai de seamă și oamenii din lumea aceasta nu mă vor mai vedea. El înviat nici măcar nu s-a mai arătat vreunui din lume. Niciunul dintre oamenii lumii nu l-a mai văzut, s-a arătat doar celor care erau mântuiți și scoși deja din lume. Peste puțină vreme lumea nu vă mai vedea, dar voi mă veți vedea. Deși pleacă înapoi în lumea Lui, paralelă de a noastră, diferită de a noastră, intangibilă, adus în noi, cei mântuiți, modalitatea de investigare și de înțelegere a unei lumi în care suntem într-o relație personală cu Hristos cel înviat, pe care continuăm să-L vedem, să-L simțim, să-L implorăm și să-L vedem lucrând în viețile noastre. Pentru că eu trăiesc și voi veți trăi, în ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu, că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Această cunoaștere, această autentificare în Duhul nostru a prezenței Lui Hristos, această conștiință a prezenței Lui, nu se face în alt mod decât prin faptul că Dumnezeu însuși ne iluminează lăuntrul. Și din momentul acesta știm că aparținem Lui Dumnezeu și că El este în noi. Întrebarea aceea, unde te duci când mori,
devine clar răspunsul, mă duc în prezența lui Dumnezeu, pentru că El a venit în viața ta de om înviat împreună cu Hristos, pentru că viața lui Hristos este în tine și o trăiești de aici și această calitate o îmbunătățești în fiecare zi prin cunoașterea lui Dumnezeu și a lui Iisus Hristos. Dar această informație nu vine ca urmare a unei concluzii raționale pe care o ai, ci este o iluminare pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu o face în noi. În ziua aceea veți cunoaște, dar până acum Domnul Iisus le-a spus toate cuvintele și n-au cunoscut încă, pentru că trebuia să vină Duhul lui Dumnezeu să le facă proprii aceste informații și din cunoaștere teoretică și din cunoaștere intelectuală să devină realități care le pătrund în ființele lor. Veți cunoaște că eu sunt în Tatăl, că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Iubirea Domnului Iisus este obligatorie pentru a fi smulși din acest viac rău și păcătos. Dar el continuă și zice, și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Observați cum se face trecerea din lume în grațiile Tatălui. Oameni care sunt preocupați să audă cuvintele lui Dumnezeu. Și cuvintele lui Dumnezeu sunt imprimate în Sfânta Carte, în Scriptură. O poți avea în telefon, o poți avea în computer, o poți avea în bibliotecă, poți să o ai în orice moment la tine. Primul pas este să citești și să înțelegi cuvintele pe care Tatăl i le-a dat Domnului Iisus. Citește Evangheliile, caută să memorezi cuvintele acelea, caută să le înțelegi. Dar aceasta nu e destul. Este încă ceva aici. Cine mă iubește? Trebuie să citim anticipând această dragoste de Dumnezeu care trebuie să ne copleșească inimile, informațiile, fără să ne lăsăm copleșiți de frumusețea Tatălui, de frumusețea lui Hristos. Nu ne sunt de folos. Continuă textul. Iuda, nu Iscarioteanul, i-a zis, Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Acum, citesc cuvintele lui, dar încep să le trăiesc în viața mea. Caut să le aplic. Caut să-mi îndrept căile după ele. Și în această frământare îmi dau seama că sunt absolut neputincios. Îmi dau seama că sunt falimentar. Îmi dau seama că mă lupt și nu pot. Și în momentele acelea, dorind să împlinesc cuvintele Lui, mă plec în smerenie înaintea Lui și zic, Doamne, nu sunt în stare, dar vreau să-ți fiu plăcut, vreau să te iubesc. Vreau să te cunosc. Am văzut cu mult timp în urmă un film, era un film creștin, cu un misionar care s-a dus să ajute niște oameni într-o parte a Chinei. Era un tânăr. Și printre altele s-a dus într-un loc unde o tânără auzise și ea cuvintele pe care le-a spus acest tânăr. Dar într-o bună zi, a fost un cutremur de pământ și pietre veneau de pe povărnișul muntelui și tânărul acesta s-a aruncat peste un copil ca să-l apere de bolovani. Și când s-a oprit cutremurul, tânărul era mort și copilul scăpase, era viu. Și tânăra aceasta care îl cunoscuse și a început să nutrească niște sentimente de dragoste față de el, stă și meditează, se gândește. Filmul se termină cu această imagine în care ea merge gândindu-se și zice și pleacă de la un gest în care unul din copiii ajutați de acel tânăr comentează situația când spune că el a murit și copilul zice exact ca și Hristos. Și atunci încep să se lumineze în mintea ei gândurile și o vezi mergând pe stradă, rugându-se în sine și zice, Doamne, nu te cunosc,
și nu te iubesc. Dar vreau să te cunosc și vreau să te iubesc. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Asta este modalitatea în care ieșim din lume. Și Tatăl meu îl va iubi. Aceasta e modalitatea în care intri în grațiile Tatălui. Noi vom veni la El. Ce emoționantă afirmație! Noi, Sfânta Trăime, vine prin Duhul Sfânt să locuiască în noi. Și vom locui împreună cu El. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Auzi? Iuda, nu Iscariotianul. Auzi? De ce mă voi arăta vouă? Pentru că voi păziți cuvintele mele, pentru că voi mă iubiți. Vedeți de ce nu mă arăt lumii? Pentru că cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Nu pot să zic, eu așa îl iubesc pe Dumnezeu, dar nu mă interesează ce spune El. Și cuvântul pe care îl auziți nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. În raportul de activitate, Domnul Iisus zice, te-am prostăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea, am făcut cunoscut cuvintele tale celor pe care mi-ai dat. Cuvântul pe care l-au auzit nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. Cei care nu-L iubesc pe Dumnezeu sunt oamenii din lume. Cei care-L iubesc pe Dumnezeu sunt oamenii Lui, ai împărăției sale. Dar nu care declară, Doamne, așa Te iubesc de mult. Cum zicea o femeie la un moment dat, eu așa de mult îl iubesc pe Hristos, că nu este nimeni să-L iubească ca mine. Și după aia scăpau tot felul de cuvinte urâte din gură. Aceasta nu-i dragoste de Dumnezeu. Nu-i ceva ce sfabrici că vrei să simți. Dragostea este un lucru practic care înseamnă să întreprinzi ceva. Și ce altceva trebuie să întreprindem decât să facem ce ne-a poruncit El, să împlinim lucrarea care vrea să ne-o dea fiecare dintre noi. Dumnezeu îi ia pe oamenii care sunt în lume, pe cei care îl iubesc pe El și face din ei oamenii împărăției sale. Și în procesul pregătirii pentru eternitate, oamenii aceștia care au deja viața veșnică în ei, înțeleg din ce în ce mai mult iubirea lui Dumnezeu și răspund cu iubire. Iubirea de Dumnezeu se arată prin bucuria de a păzi poruncile Lui, de a respecta cuvântul Lui. Care sunt aceste cuvinte ale Lui Dumnezeu? Ce ne cere El? Au zis cuvintele Scripturii. Dumnezeu, care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Dumnezeul cerului și al pământului. Și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea nevoie de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile, de la Dumnezeu le avem. El a făcut ca toți oamenii, ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața pământului. Iată ce ne spune Dumnezeu. Când Dumnezeu îmi spune acest lucru, că toți oamenii au ieșit dintr-unul singur, din Adam, în mintea mea nu mai pot să apară gânduri care contrazic aceasta. Mă smeresc înaintea Lui. Nu mă mai pot gândi la evoluție din animal ca la o variantă posibilă. Pentru că este o dezonorare a cuvântului lui Dumnezeu care mi l-a trimis. Îl am. Și asta spune Tatăl. Cum să fiu plăcut Tatălui când am alte păreri? Și caut alternative la revelația și informația pe care mi-a dat-o El. Le-a așezat oamenilor anumite vremuri și a pus anumite limite existenței lor. Adică i-a inclus într-o zonă a materialului în care nu văd direct fața lui Dumnezeu. Ca ei să caute pe Dumnezeu și să se străduiască, să-L găsească bâșbâind, cu toate că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unul din poeții voștri, le spunea atunci Pavel atenienilor. Suntem din neamul Lui. Astfel deci, fiindcă suntem din neam din Dumnezeu. Suntem de neam din Dumnezeu. Această afirmație trebuie să ne însușim, să ne gândim la ea și să trăim cu demnitatea acestei afirmații care o face Dumnezeu. Nu trebuie să credem că Dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu talentul și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, de momentele în care n-am fost informați, de momentele când n-am cunoscut cuvintele Tatălui, când n-am cunoscut cuvintele Evangheliei. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum
tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Odată cu venirea lui Iisus Hristos, toți oamenii sunt informați. Odată cu venirea Duhului Sfânt, toți oamenii sunt informați. Toți au în mintea lor conștiința care le spune faptul ce este bine și ce este rău, ce place lui Dumnezeu și ce nu place lui Dumnezeu. Nu există nicio excepție pe lumea aceasta. El poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Acum, dacă vreunul dintre dumneavoastră sau oricare din lumea aceasta scoate limba către Dumnezeu la aceste afirmații și la pocăință, dragostea Tatălui nu este în el. Pentru că Dumnezeu îl va iubi pe acela care ascultă de poruncile Lui. Există o afirmație, Dumnezeu iubește pe toți oamenii. În această iubire a lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a trimis pe Hristos pentru toți oamenii. Dar există o iubire specifică care se aplică vieților noastre în momentul în care Dumnezeu nu ne iubește la modul general, pentru că această iubire la modul general care l-a făcut să-L dea pe Hristos se sfârșește în momentul morții noastre și mânia lui Dumnezeu vine peste noi dacă nu suntem scoși din lume între timp. De aceea există această ofertă pe care Dumnezeu o face și această chemare la pocăință, pentru că pocăința e porunca Lui, ascultând de porunca lui Dumnezeu, venind la pocăință, este o dovadă de iubire de Dumnezeu. Și zice Domnul Iisus că dacă îl iubești pe Dumnezeu, Dumnezeu însuși te va iubi. El, Hristos, te va iubi. Și toată Trinitatea va veni să locuiască cu tine, să te asiste, să ajungi în siguranță, ieșit din lumea aceasta, intrat într-o altă sferă a Spiritului, controlat de prezența și puterea lui Dumnezeu. De ce poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască? Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă incontestabilă, netăgăduită, prin faptul că l-a înviat din morți. Dragii mei, suntem la sărbătoarea învierii. Pentru că această posibilitate de a trece din moarte la viață, din sistemul morții și al păcatului, sub binecuvântarea Tatălui, este posibilă doar din pricina învierii din morți a Domnului Iisus. Și această dovadă este dată de Creatorul tău care îți poruncește să te pocăiești. Dumnezeu nu glumește, a făcut toate lucrurile, ți-a dat viață, ți-a dat ființa, ți-a dat toate lucrurile. Și ca să te convingă și să convingă întreaga omenire de necesitatea pocăinței pentru evitarea judecății sale, l-a înviat din morți pe Iisus. Rolul învierii Domnului Iisus este ca să avem viața veșnică. Plecarea la cer de care vorbește Domnul Iisus părea contrazisă de moartea sa. Adică am venit să vă aduc viața veșnică și El e bătut în cuie și îngropat. Și în momentul acela, toți contestatarii Lui au putut să zică, ha-ha, amărâtul. I-a venit de hac. Ăsta ne dă viața veșnică. Dar când în dimineața învierii s-a arătat un înger, ostașii au căzut ca morți, dar nu l-a văzut niciunul dintre ei înviat, pentru că le-a spus mai întâi ucenicilor că nu mă voi arăta lumii, ci vouă. Pentru că dacă s-ar fi arătat în acel moment lumii, trebuia să-i distrugă, să-i trimită în iad. A doua venire a lui Hristos este pentru judecată. Și venirea Lui, în momentul acela, nu va fi să aducă mântuirea. Să aducă mântuirea pentru cei ce l-așteaptă, da, și pedeapsa pentru cei care nu s-au împăcat cu El. Când a fost răstignit, singura posibilitate de a mai pleca la Tatăl era învierea în trup. Desigur, putea sufletul Lui să se înalțe la cer, dar învierea sa în trup este cea care ne dă speranță, pentru că El a înviat mai întâi așa cum vom învia cei credincioși. Ca să avem dovada că promisiunile Lui se împlinesc, El a înviat în trup și a pus mâna în coasta Lui și în degetul Lui, rănilor Lui, a pus degetele în rănile Lui ucenicii. Un Hristos viu, care demonstrează că ce spune este adevărat. Dacă se propovăduiește, zice Apostolul Pavel, că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este învierea morților? Dacă nu este învierea morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră e zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Cu alte cuvinte, degeaba vă aducem cuvintele Tatălui.
Și degeaba le credeți, că nu vă ajută la nimic dacă nu este învierea morților. Ba încă noi suntem descoperiți și ca martori mincinoși al lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, când nu L-a înviat, dacă este adevărat că morții nu înviază. Căci dacă nu învie morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre. Și prin urmare și cei ce au dormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-a pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum, Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Ucenicii au zis, iată că acum vorbești deslușit și nu spui nicio pildă. Acum cunoaștem că știi toate lucrurile și n-ai nevoie să te întrebe cineva. De aceea credem că ai ieșit de la Dumnezeu. Această credință în Domnul Iisus i-a scos pe ucenici din sistemul morții din lume. Am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai tăi erau și tu mi-ai dat. Și ei au păzit cuvântul tău. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat tu vine de la tine. Căci le-am dat cuvântele pe care mi le-ai dat tu. Ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu m-ai trimis. Învierea Domnului Iisus este relevantă pentru tine dacă și tu cunoști că El a venit de la Tatăl, dacă păzești cuvintele pe care le-a dus Iisus de la Tatăl, dacă îl iubești pe Dumnezeu trăind după voia Lui, dacă te pocăiești la cerința Tatălui și când te străduiești să faci aceste lucruri cu toată smerenia, El ți se arată, te iluminează și Sfânta Treime vine să locuiască împreună cu tine și învierea lui Hristos îți inundă ființa și trăiești ca un om viu din mort cum erai. De aceea spunem noi, nu ca o formulă, Hristos a înviat. De aceea răspundem noi, adevărat a înviat. Și acest adevărat a înviat este un răspuns, cel puțin din partea mea. Da, această înviere m-a inundat și pe mine, o trăiesc în viața mea, în relațiile mele și în așteptarea lui Hristos din cer. Dacă spui, da, adevărat a înviat și nu este această conotație afirmației, afirmația este doar una condamnatoare pentru tine. Rejudecă salutul acesta, atât de obișnuit care a devenit pentru mulți banal și trăiește învierea lui Hristos spre slava Lui și spre binele tău. Amin. Amin.